Am tot vorbit aici la Observator despre faptul că sunt copii care nu au mijloacele necesare să participe la școala online. Avem acum și cifre. Potrivit unui sondaj recent, unul din trei elevi din învățământul preuniversitar nu are acces la un dispozitiv, fie el tabletă, telefon sau laptop. Pe lângă autoritățile care încearcă să rezolve problema, și copiii se ajută între ei. Mai mulți elevi ai unei școli din capitală au lansat o campanie specială și foarte utilă, pentru care îi felicităm. Aș vrea să donez această tabletă pentru un copil care nu are posibilități să-și facă școala de acasă, online. Mult succes! Sunt bucuros să dăruiesc două tablete copiilor dornici să urmeze cursurile școlii online. Le pot folosi și pentru alte activități, în timpul liber, după ce temele sunt făcute. Consider că toți copiii trebuie să învețe în această perioadă oriunde s-ar afla. Au adunat în doar două săptămâni peste 100 de laptopuri, de tablete și de telefoane, iar gadgeturile au luat imediat drumul Sucevei, destinația o școală din satul Găinești. Noi suntem Bianca, Margheta și Mihăiță și vă mulțumim că v-ați gândit la noi. Vă pup, vă aștept la Găinești! Vă mulțumim atât eu și că și surorile mele pentru acest laptop. Dragă Cezara, noi suntem Daria, Ecaterina, Elisabeta. Și îți mulțumim pentru acest laptop. Eu am avut prilejul să cunosc elevii unei școli din Găinești, din Suceava, acum 4 ani. Ne-am împrietenit, suntem școli înfrățite și de atunci o părticică din sufletul meu le aparține. Fiind o situație specială, această pandemie, nu am mai stat să ne gândim la formalități, birocrație, cum facem, ci hai să facem. A fost așa o emoție mare, directoarea școlii din Găinești a coordonat foarte frumos această inițiativă noastră, a lucrat în weekend, a fost neobosită pentru că nu e ușor în plină pandemie să desfășori o astfel de campanie, de la a colecta laptopurile, tabletele până a le trimite acolo, până a intra în posesia lor. Acum copiii vor beneficia gratuit și de internet pe gadgeturile primite, ca să poată ține pasul cu orele școlii online. Până acum, din cei 300 de elevi ai școlii din Găinești, cam 100 nu aveau niciun fel de posibilitate să ia parte la cursurile virtuale. Aparatele au ajuns la mine, pentru că aveam întocmită o listă. Am pus la început prioritățile. Mă refer aici la acele familii care au câte 2-3 copii și nu aveau niciun dispozitiv. Apoi, respectând toate măsurile de protecție, am programat în câteva zile la școală întâlniri cu copii și le-am predat cu părinții, le-am arătat cum funcționează. Doresc din toată inima să păstrăm o legătură la fel de strânsă, să ne reîntâlnim față în față și să ne îmbrățișăm și să le mulțumim pentru gestul lor. Campania este susținută și de vedete, care s-au oferit să țină cursuri și discursuri elevilor din Găinești. Mi s-a părut o idee foarte faină, ținând cont că sunt deschis la așa ceva, că pot să ajut cu prezența mea sau cumva, pentru că toți avem nevoie oarecum de un impuls, de să ne legăm de ceva. Deodată ai impresia că e singur. Ei, nu e așa, uite, că totuși undeva în lumea asta sunt niște oameni care pot să te ajute, care să gândesc la tine. Va fi pentru prima oară, am deja puține emoții, dar cred că mă voi descurca bine. Eu vreau să-i ajut cu sfaturi, cu tot ce am... cum am trecut eu prin viața mea de tenismen, prin toată cariera mea, sper să îi pot ajuta cu sfaturi bune și să-i îndrum către o performanță. Dragă Alex, îți mulțumesc că mi-ai dat o tabletă. Mulțumim pentru